Doliu imens în România. Un doctor renumit a murit. Este vorba de Georgiana Scurtu. Aceasta s-a stins din viață sub privirile neputincioase ale colegilor săi. Ea era un medic specialist oncohematolog ce activa la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Despre cauza decesului, nimeni nu a oferit vreo informație cu privire la motivul care ar fi putut să o aducă într-o asemenea stare. Georgiana Scurtu lucra de 3 ani în Spitalul de Copii. După încheierea rezidențialului, medicul a activat la Spitalul Elena Beldiman din Bârlad. Mesajele triste la aflarea veștii despre decesul renumitului doctor nu s-a oprit aici. Vestea tristă despre pierderea unei ființe dragi ne-a cutremurat. Greu mi-am găsit cuvintele de a putea vorbi despre doamna doctor. La trecut doliu pentru noi toți care am cunoscut-o pe doamna doctor Georgiana Scurtu. A fost un înger pentru copii și un mare sprijin pentru mame, mare pierdere pentru noi, a fost un alt comentariu scris pe Facebook.